Situația vaccinărilor la nivel național a fost prezentată de medicul militar Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19. La nivel național avem în momentul de față un procent de acoperire vaccinală cu cel puțin o doză de peste 20%, 20,33% din populația eligibilă care a fost vaccinată cu cel puțin o doză. De asemenea, avem 11,93% persoane care au fost vaccinate cu o singură doză și 8,39% persoane care au fost vaccinate cu schema completă cu cele două doze. Făcut o evaluare a ratei de acoperire vaccinală la nivelul județelor, pot să vă spun că municipiul București în momentul de față este cu o rată de acoperire vaccinală de 31%. Dacă comparăm cu rata de acoperire din celelalte județe, atenție, nu mă refer la municipii, mă refer la județe, este cea mai mare rată de acoperire vaccinală din țară, urmat de județul Cluj, cu 28%, Timiș 22%, Brașov 22%, Sibiu 21%, Constanța 21%. Sunt primele 6 județe cu rată de acoperire vaccinală peste media națională. Pe de altă parte, conform platformei Rovaccinare, la coada clasamentului județelor în ceea ce privește acoperirea vaccinală, pe ultimele 5 locuri se află județele Neamț cu 11%, Bacău cu 10,8%, Giurgiu cu 10,5%, Botoșani cu 10,4% și pe ultimul loc se situează Suceava cu 10%. În municipiul Suceava situația stă diferit. Total persoane vaccinate 26.941, ceea ce înseamnă un procent de jur de 27% în municipiul Suceava. Din păcate, am văzut o statistică la nivel de țară, suntem pe ultimul loc de Suceava la vaccinări, cu un procent de 10%. Fac din nou un apel la personalitățile orașului, județului, în toate domeniile de activitate, administrativ, cultural, al sănătății, societatea civilă, să facem apel, să convingem pe cetățeni că este bine să vaccineze, să putem avea o imunizare corespunzătoare în orașul nostru, mai ales că toți anunță măsuri care vor fi ridicate începând cu data din 1 iunie și să avem și noi, din acest punct de vedere, o rată de imunizare în oraș bună. În ceea ce privește centrul de vaccinare drive-thru, care va fi deschis la Shopping City Suceava, acesta urmează să fie amenajat în aceste zile, astfel încât activitatea să se desfășoare sub autoritatea primăriei Suceava, chiar de la finalul acestei săptămâni. S-au clarificat lucruri, ca să spun așa, el se va desfășura în subordinea primăriei, pentru că altfel nu are ce să plătească cadrele medicale de acolo, registratorii. Trebuie să încheiem noi contract cu primăria, cu cei de la Shopping City, vom face acest lucru, suntem în discuție pe această temă. Am avut primele discuții acolo, ei ne pun la dispoziție o suprafață de 200 de metri pătrați, s-a stabilit, mă rog, circuitul de intrare, zona de vaccinare și ieșire și, bineînțeles, zona de așteptare. Deci sunt stabilite, ca să spun așa, în cei 200 de metri circuituri de vaccinare, de intrare, ieșire, așteptare și zona propriu-zisă de vaccinare. Urmează să încheiem contractele în aceste zile cu cei de la Shopping City și să luăm aprobările toate necesare de la DSP, de la Ministerul Sănătății. Îmi doresc să facem funcțional acest sistem drive-thru în această săptămână, la sfârșitul săptămânii, să putem pune în practică. Pe de altă parte, centrul de vaccinare Maraton de la Colegiul Național Ștefan cel Mare încă nu a primit răspunsul autorităților sanitare. Cel mai probabil, acolo va funcționa un centru de vaccinare pentru angajatori și pentru persoanele care nu sunt programate pe bază de buletin. De aceea fac din nou apel încă o dată la angajatori din domeniul public, domeniul privat, la personalități care se convingă salariații să se vaccineze, nu știu, să le dea niște facilități zi, să îi învoiască la serviciu în ziua în care merg să vaccineze, dacă sunt probleme genul ăsta. Sau alte, mă rog, facilități, în așa fel încât să-i convingem că este bine să vaccineze, să avem, așa cum am spus, o rată de imunizare cât mai bună în orașul nostru.